Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Mințea Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Alături de noi se află astăzi invitat în studio domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Vasile Iliuță. Bună ziua, domnule președinte, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Salut telespectatorii cu ocazia prezenței în studio. Este prima emisiune pe anul 2021. Aș vrea, dacă doriți, să le transmiteți călărășenilor cu ce obiective ați pornit acest an. Da, așa este, prima emisiune în care am fost invitat, mulțumesc de invitație. Pot să spun că anul 2021 debutează cu parte din promisiunile electorale pe care le-am făcut în anul 2020. În toamna anului 2020, în campanie. Obiectivele care le-am început în mandatul 2016-2020. Așa este, sunteți la al doilea mandat, deja este o cursivitate a proiectelor începute, trebuie să le finalizați în actualul mandat. Dar ce v-ați propus pentru anul în curs? Bugetul vă permite să derulați proiectele propuse sau este o problemă în momentul de față? Aș putea să spun că în anul 2016, când am venit ca președinte, am primit ca și buget de la nivel național 92 de milioane de RON. Înseamnă funcționarea Consiliului Județean și a subordonatelor Consiliului Județean și planul de investiții al Consiliului Județean. Spital, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Bibliotecă, Centrul Județean de Cultură, Muzeul Județean Călăraș. Toate astea au fost, să spunem, obiective unde am intervenit să putem să le ținem să funcționeze și să aducă, să spunem, către populație așteptările pe care fiecare le are pe învățământ, pe sănătate, fiecare domeniu de activitate și pe protecție socială. Continuând, de 2017 a fost 94 de milioane, 2018 93, iar 2020, o surpriză mare, a venit cu 54 de milioane. Aproape jumătate. O reducere cu 40%, mai puțin. Acum venim și spunem, 2021, ce buget vom avea ca să pot să spun și eu ce investiții noi voi deschide la Călăraș. Cu siguranță voi merge în continuare în dezvoltarea drumurilor județene din Călăraș, da? Începând cu cel de 306A, care e la Sider, ca să-l finalizez, plus alte drumuri, investiții noi de reparații pe drumuri județene de pământ sau de piatră, care sunt astăzi în patrimoniul Consiliului Județean. Voi continua investițiile pe drumurile județene din bugetul propriu al Consiliului Județean. Iar pentru ce înseamnă bugetul pe care îl voi primi, se vor lua și niște decizii la nivelul politic al Consiliului Județean, negociere cu PNL-ul, ce decizie să luăm pe bugetul pe care îl vom primi. Restructurare, reducere de salarii, toate astea vor intra într-un context în funcție de bugetul pe care îl vom primi pe anul 2021. Deci trebuie să găsiți o soluție, soluție politică pentru a vă încadra în actualul buget. Când veți ști exact pe ce buget vă puteți baza? Eu cred că până la final de săptămână, așa e promisiunea guvernului Cîțu, că vom avea o previziune a bugetului dată către Consiliile Județene. O previziune care va fi dezbătută și varianta să treacă prin Parlament, să fie votat bugetul pe anul 2021. Eu cred că săptămâna viitoare vom avea și cred că vom avea o sumă pe care putem să luăm o decizie politică prin negociere cu Partidul Național Liberal, Pro-România și USR-ul, ce vom face cu bugetul pe care îl vom primi, cum îl vom gestiona împreună ca echipe politice pentru ce înseamnă județul Călăraș anul 2021. Deci vor fi chemați la o discuție, da, reprezentanții partidelor din Consiliul Județean și în funcție de aceste discuții veți lua o decizie. Voi lua o decizie. Deciziile sunt simple. Restructurare, reorganizare sau reducerea de salarii. În funcție de bugetul pe care îl vom primi. Restructurare la nivelul subordonatelor, toate subordonatele vor fi incluse sau mă gândesc că veți lua subordonatele cu cel mai mare număr de angajați, de exemplu cum este DGASPC-ul sau cum vedeți? DGASPC-ul preia din bugetul județului Călăraș 60% din sumele pe care le primim noi. Deci DGASPC-ul fără 60 de milioane de RON pe an nu poate funcționa. E clar că primul care e cel mai mare cheltuitor de resurse ale Consiliului Județean va fi primul restructurat sau vom lua decizia cu reducerea salariilor să nu restructurăm în funcție de negocierile politice care vor avea loc la nivelul județului Călăraș. Vicepreședintele Mihăiță Beștea spunea săptămâna trecută în cadrul unei conferințe de presă că se încearcă o reducere a numărului de instituționalizați, de persoane instituționalizate. Și vedea dumnealui ca soluție
darea acestora în plasament în centre din alte județe sau chiar către centrele private. Dumneavoastră tot așa vedeți această restructurare? Restructurarea nu știu dacă rezolvă, deci cu mai puțin, să spunem, beneficiar, rezolvăm problema cheltuielilor generale ale Consiliului Județean. Nu, Consiliul Județean are un buget pe care el va trebui să-l aprobe pe fiecare subordonat în parte și nu vreau să mai intrăm în discuții politice cum au fost anul trecut. Domnul Barbu nu mai recunoștea că îl aprobase bugetul și știa că până în luna mai am avut buget pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Adică lucrurile sunt clare. Anul acesta trebuie să avem un an în care planificăm plata salariilor către toate subordonatele noastre și să-i avem în bugetul județului, să nu mai procedăm să luăm bani din fondul de rulment, să încercăm să asigurăm salariile, trebuia cu trei de consiliu cum luăm banii din bugetul județului, din fondul de dezvoltare, ca să putem să asigurăm salariile. Deci vreți să-i aveți acoperiți până în luna decembrie, să nu mai existe probleme și să nu mai așteptați acea rectificare bugetară. Rectificare bugetară care, uitați-vă ce s-a întâmplat anul trecut, a venit foarte târziu, a venit în luna octombrie și în luna decembrie, cu sume foarte mici pentru Consiliul Județean, fiind de o altă culoare politică decât cea de la guvernare. Ați vorbit de altă culoare politică. Credeți că veți avea un buget mai mic și din cauza faptului că dumneavoastră sunteți la PSD, iar actualul guvern este PNL, USR? Credeți că veți avea de suferit din punctul acesta de vedere? Bugetul județelor și bugetul localităților se vor împărți pe zona de număr de locuitori pe județul. Deci criteriul este foarte bine stabilit. Criteriul e foarte bine stabilit. Am vorbit cu ministrul finanțelor, domnul Nazar. Am vorbit și domnia sa mea m-a asigurat că va fi un buget corect pentru toate județele și pentru toate localitățile din județ și din țară. Să nu uităm faptul că dumneavoastră sunteți și președintele PSD Călăraș în acest moment. În cadrul unei conferințe de presă ați spus că primarii PSD sunt foarte nemulțumiți de banii primiți de la guvern și că totuși se face o diferențiere în funcție de culoarea politică. Da, pe rectificări bugetare parțiale care au avut loc în decursul anului 2020, așa s-a întâmplat. S-a întâmplat ca bugetul pe care Partidul Social Democrat l-a primit, mi se pare, până în 2 milioane de lei, iar PNL-ul a primit 18 milioane de lei. Chiar adică, primarul municipiului Călăraș spunea la un moment dat că a primit buget mai mic decât comuna Alexandru Dobescu sau ceva de genul. Așa este, da, a primit un miliard vechi, iar comuna Alexandru Dobescu a primit 7 miliarde. Nu e posibil. Problemele municipiului Călăraș, și dacă ne uităm, a luat și problemele comunei Odobescu, pentru că elevii din comuna Odobescu care fac naveta sau locuiesc sunt pe teritoriul municipiului Călăraș, iar municipiul Călăraș trebuie să asigure funcționarea liceelor și școlilor din municipiul Călăraș, unde își desfășoară activitatea toți copiii din comunele învecinate fiind prezenți în liceele din municipiul Călăraș. Am înțeles foarte bine că obiectivele, proiectele propuse pentru anul 2021 sunt strâns legate de bugetul care va fi aprobat în curând și veți afla la sfârșit săptămânii. Să sperăm că veți afla la sfârșitul săptămânii pe ce buget vă puteți baza. Aș vrea totuși să vorbim despre proiectele aflate în implementare în momentul de față, ceea ce este sigur acum. Și aș vrea să le luăm contracte. Exact. Și aș vrea să le luăm un pic pe rând. Dacă vreți să-mi vorbiți la general, apoi să detaliem fiecare proiect în parte. Ce proiecte aveți în derulare? Eu aș vorbi de contractele de finanțare pe care Consiliul Județean le are semnate astăzi. Avem aripa nouă de spital pentru Spitalul Județean Călăraș Pompei Samarian. E vorba de 98 de milioane de ron, unde urmează investiția în preiată amplasamentul. Luna după 10 martie se vor apuca de săpăturile pentru construcția nouă. Avem portul de embarcațiuni de 18 milioane de euro. Contract semnat, contract de finanțare. Urmează să ne predea proiectul tehnic în luna martie. Avem la momentul ăsta promenada care face legătură și cu construcțiile de pe malul Borcei, unde urmează să predea proiectul tehnic pe 20 februarie. Acolo era o problemă.
Acolo era o problemă pe malul Borcii, mă scuzați că m-am întrerupt, cu acele construcții. Știu că s-au emis somații pentru eliberarea terenului. În ce stadiu sunt? Da, somațiile au fost emise. Urmează ca în luna martie să-și demoleze fiecare proprietar, iar cei care nu vor demola, le vor fi demolate de către administrația municipiului Călăraș și vor fi puși să fie cheltuiala suportată. Deci de vor către suporta ei. Și cheltuiala și dacă suport. Nu vor respecta somația. Corect. Îmi vorbesc despre proiectul tehnic înainte să mă întrerupt. Proiectul tehnic trebuie depus în luna martie, iar după depunerea proiectului tehnic urmează licitația pentru promenadă. Lucrările la prefectură? Lucrările la prefectură a fost contractul de construcții semnat, iar acum noi, dacă am fi avut un buget cum l-am avut în 2016, puteam să spunem că veneam cu bani de la Consiliul Județean și susțineam construcția prefecturii. Iar acum mergem către un credit ca să putem să realizăm această investiție în 4 ani de zile să fie finalizată. Aș vrea să-mi vorbiți despre locuințele ANL pentru specialiști. Am văzut că pe pagina Spitalului Județean au tot apărut în ultima perioadă informații cu medici care au venit, foarte mulți medici tineri, veniți să profeseze la Călăraș. În momentul de față, mai aveți locuințe libere? Dacă sunt medici interesați să vină la Călăraș, le mai puteți pune la dispoziție acea locuință? Da, putem să punem în continuare pentru medicii care vor veni către Călăraș și vor solicita locuințe. Avem locuințe libere la momentul ăsta. În urma celor care au venit, au depus solicitări pentru a prelua o locuință. Sunt 7 apartamente repartizate la momentul ăsta. După evaluarea cererilor depuse, sunt niște criterii aprobate de Consiliul Județean. Eu am semnat repartiția pentru 7 apartamente. Mai sunt 5 unități locative libere pentru medicii care vor dori să vină la Călăraș. Asta e prima fază, dar avem și a doua fază pe Nicolae Titulescu, unde suntem acum la etajul 3. Firma care a câștigat contractul de lucrări, văd că se mișcă foarte bine și cred că până la finalul anului cred că putem să intrăm în posesia, să spunem, a celor 40 de unități locative, apartamente, care vor fi tot cu destinație să aducem pentru medicii care vor dori să vină la Călăraș. Doar pentru medici sau specialiști în general? El a fost ca și cerere de finanțare pentru medici. Putem să modificăm orice solicitare, dar numai cu avizul ANL-ului, Agenția Națională de Locuințe, să venim cu specialiștii județului Călăraș, care vor avea nevoie de locuințe în viitor, dacă acele locuințe nu se vor ocupa, să spunem, sau nu vom avea solicitări până la data finalizării construcției. Pe strada Independența, exact lângă blocul ANL pentru specialiști, s-a construit acel centru de terapii construit în colaborare cu Fundația SERA. În ce stadiu se află lucrarea acolo? Așa este, noi spunem, centru de recuperare pentru copii cu probleme speciale. Da, aici părinții au venit cu foarte multe solicitări, noi nu am avut ca și un, să spunem, nu avem un astfel nu de avem centru, un centru funcțional în cadrul în județ. Direcției Generale de Asistență Socială și atunci am spus, da, e nevoie, am luat legătura cu cei care au sprijinit, să spunem, proiecte sociale ale județului Călăraș. SERA, Fundația SERA era una din cele care i-am găsit dornici să vină să finanțeze un astfel de centru. Cofinanțarea Consiliului Județean a cofinanțat cu 25% și uite că astăzi reușim până la finalul anului să-l dăm în folosință și să-l preia în patrimoniul Consiliului Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului să asigure specialiștii pentru acești copii cu probleme speciale. Ați discutat un pic despre investițiile de la Spitalul Județean. Primarul municipiului Călăraș, domnul Marius Dulce, spunea la un moment dat că intenționați să construiți o parcare lângă spital ce va fi legată cu o pasarelă pentru heliport și transportarea pacienților. Dați-ne mai multe amănunte despre da, acest proiect. Da, parteneria cu Primăria Municipiului Călăraș. Am convenit ca Primăria Municipiului Călăraș să pună la dispoziție terenul și să întocmească studiul de fezabilitate, iar Consiliul Județean să intre în parteneria cu Primăria Municipiului Călăraș, unde în acest parteneriat noi vom rămâne cu heliportul etajul 4,
vom construi un lift unde vom putea să ducem către camera de urgență pacienții care vor veni cu elicopterul, iar cei care vor necesita intrarea direct în sala de operație vom face o pasarelă să intrăm direct în zona sălii de operație, direct din heliport, să putem să intervenim de urgență dacă acel pacient necesită imediat intervenția chirurgicală. Astfel ați rezolvat problema cu aterizatul, știu că undeva pe stadion ateriza elicopterul. Numai pe stadion și în condiții de lumină, deci cum se lăsa întunericul, nu mai decolau aceste elicoptere pentru că nu aveau condițiile legale de zbor, pentru că trebuia semnalizată zona unde să aterizeze. Aici va fi o zonă autorizată să poată să aterizeze și pe timp de noapte și vom avea intervenții, faptul că suntem și lângă autostradă și intervențiile sunt de urgență, poate să intervină să putem să rezolvăm problema pe care noi nu am găsit o soluție tehnică până astăzi. Uh-huh. Deci se vor putea prelua cazurile de urgență și pe timpul nopții, odată cu construcția heliportului. Despre Casa Demetriad știu că ați avut lucrări acolo. Da, sunt lucrări. Contractul de finanțare a fost semnat în 2018, a avut 3 ani de zile, 2021 până la final trebuie să-l finalizeze. Văd că la ora actuală lucrările sunt, să spunem, peste 50% decontate de către Consiliul Județean. Direcția tehnică a făcut inspecțiile de rigoare și lucrurile sunt așa cum sunt în planul de lucrări pe care l-a planificat proiectantul. Ce va funcționa acolo? Ce activitate va fi se va derula? Va fi un corp al Bibliotecii Județene, manuscrisuri mai vechi, încercăm să prezentăm publicului ceea ce deține astăzi Biblioteca Județeană ca patrimoniu, să putem să arătăm publicului ceea ce noi am conservat în atâtea sute de ani și călărașul deține acest patrimoniu cultural. Să vorbim un pic și despre infrastructură. Drumul de la Siderca, în momentul de față, lucrările au fost oprite din cauza vremii. Explicați-ne un pic și dacă vor fi reluate. Din cauza vremii. Au fost câteva săptămâni de timp frumos care puteam să intervenim să lucrăm la drumuri județene. Noi astăzi ne ocupăm și de dezăpezirea și întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor județene. Aici toate mașinile au fost echipate, iar tot personalul este repartizat pe anumite puncte de lucru. Avem la Budești, avem la Lehliu, avem în zona Olteniței, avem la Călăraș, la Mănăstirea, puncte de lucru unde angajații Consiliului Județean stau și așteaptă dacă intervine poleiul, dacă intervine zăpada, dacă intervine condiții meteo nefavorabile să putem să intervenim. Așa că i-am dizlocat în tot județul și nu pot să-i întorc la bază ca să pot să mă apuc de drumul Siderca. De drumul Siderca ne vom apuca în momentul când dezechipăm mașinile cu sărărițe și cu lame și le punem la dispoziție să putem să lucrăm în front continuu, nu putem să întârziem acolo, să oprim circulația pentru a dori să lucrăm câte o săptămână cât timpul a fost favorabil, după care întrerupeam, iarăși ne apucam de treabă. Domnule președinte, în presă și chiar reprezentanții PNL au spus săptămâna trecută, au adus în atenția publicului problemele întâlnite pe DG411. Ce ne puteți spune despre acest drum? Ei spuneau că nici măcar nu s-a făcut bine recepția lucrărilor, iar acolo au apărut gropi în asfalt și calitatea lucrărilor nu ar fi foarte bună. Din informațiile dumneavoastră? Eu pot să spun decât atât. Noi avem un diriginte de șantier. Drumul respectiv este predat către constructor, iar constructorul astăzi, dacă are deficiențe, trebuie să și le remedieze. Nu sunt eu cel responsabil. Direcția tehnică din cadrul Consiliului Județean cheamă dirigintele de șantier și dirigintele de șantier va fi responsabil în fața noastră dacă acele lucrări nu sunt conforme cu proiectul tehnic pe care îl avem astăzi de implementat. Nu am nicio problemă astăzi pentru că drumul nu mi-a fost predat. Deci dacă era drumul predat, Consiliul Județean era răspunzător eu astăzi. Eu nu sunt răspunzător, eu sunt astăzi protejat de diriginte de șantier care toate demersurile pe care PNL-ul astăzi le-a făcut va fi în sarcina proiectantului și a dirigintelui de șantier să verifice dacă ele se adeveresc sau nu se adeveresc în teritoriu. Și chiar dacă aveați recepția făcută, nu există o anumită garanție a lucrărilor? Nu... Da, așa este. Există și o garanție a lucrărilor de 2 ani de zile după finalizarea recepției, dar nu suntem la recepție. Noi nu suntem astăzi decât în faza de construcție a acelui drum, nici nu s-a ajuns parcă la straturile specifice, mi se nu fie decât un strat... Doar primul strat primul să fie strat turnat. Și datorită, să spunem, înghețului, să poată să aibă probleme. Constructorul va fi cel care va trebui să remedieze pe cheltuiala lui în funcție de decizia proiectantului și a dirigintelui de șantier. Eu nu fac decât să mă conformez deciziilor specialiștilor care mă vor îndruma și îmi vor spune
Contractul pe care l-are azi Consiliul Județean acoperă, să spunem, această îndrumare de specialist ce am de făcut eu acolo. Deci PNL-ul mulțumesc că poartă de grijă acelui drum ca să putem să facem lucrurile cele mai bune și de calitate, să rămână un drum care să poată să dăinuiască în timp. Deci dumneavoastră ca președinte vă doriți aceste semnale venite din județ, tocmai pentru a ști exact pentru a remedia acolo, și a remedia. Putea să poți să trimiți și o direcție tehnică acolo unde sunt sesizări, să monitorizezi mai mult lucrările ca să devină lucrări de calitate pentru județul Călăraș. La începutul acestei săptămâni, cursurile au fost reluate. Inițial s-a discutat că vor începe în scenariu 1. La câteva ore s-a schimbat situația. Județul Călăraș a început în scenariul 2, scenariul galben. Cu toate acestea, mare parte din elevi se află în momentul de față la școală. Știu că la Consiliul Județean se făcea acea licitație pentru laptele și cornul. Care este situația în momentul de față? Copiii primesc sau ce ne puteți spune? La momentul actual, la Consiliul Județean, cei care furnizau laptele și cornul, datorită pandemiei s-au restructurat și fabricile de lapte, s-au restructurat și cele care furnizau acele produse. La momentul ăsta s-au schimbat, nu mai sunt acei furnizori care ofereau în baza licitației, iar APIA București încă n-a dat astăzi o adresă oficială în care să ne permită ca produsele, dacă le vor schimba în timpul licitației, să fie acceptate. Dacă vom primi adresa de la APIA favorabilă, vom continua, să spunem, procedura de atribuire în continuare a contractului existent. Dacă nu, trebuie să reluăm cu altă licitație să putem să dăm produse către copii, chiar dacă, să spunem, anul 2021, începutul de an, nu o să fie favorabil copiilor. Câteva luni de zile reglăm această situație care e neclară astăzi. Săptămâna trecută, în cadrul unei conferințe de presă, consiliera județeană, doamna Emilia Tudor, a declarat că un al treilea aparat PCR va ajunge la Spitalul Județean de Urgențe Călăraș. Ne puteți spune, va fi achiziționat din bugetul propriu, va fi donație, că știu că ați primit și donație, și o donație de la Dona Lam, de la Dona Lam un aparat PCR. Cel de-al treilea, cum va ajunge la Călăraș? Cel de-al treilea va ajunge în sistem comodat, îl va aduce în sistem comodat. Noi putem să facem acele analize, cumpărăm, să spunem, materialele pentru analize consumabile de la firma care îl pune la dispoziția spitalului. Datorită, să spunem, decontărilor pe care le face Casa de Asigurări de Sănătate, noi dorim să facem cât mai multe analize și să avem în siguranță, să spunem, populația județului Călăraș, să dăm acea siguranță că oricând vor veni către Spitalul Județean Călăraș, noi putem să preluăm toți doritorii să poată să se testeze, să-i avem într-un termen rapid răspunsul la rezultat. De aceea am venit și cu acesta al treilea PCR, să putem să luăm și din afară pacienții, sau nu pacienții, doritorii de a-și face analizele PCR. Cel de-al treilea PCR va acoperi necesarul de testare pe județ? Vom scăpa de acele teste trimise la București? Da, așa este. Acel al treilea PCR va acoperi, să spunem, tot necesarul pe care județul Călăraș și la momentul ăsta. Știu că Spitalul Județean a anunțat la un moment dat că poate testa și la cerere. Așa este, da, cu al treilea PCR noi putem să testăm toți doritorii care vor să-și facă PCR-ul în termen rapid, în ca termen să poată scurt să-și rezolve problemele pe care le au. Plecarea din țară, concedii sau alte, să spunem, solicitări pe care le aveau la momentul respectiv. Acum ni se solicită test negativ pentru orice deplasare. Sunt așa mai este, multe. Da? În încheierea emisiunii, știu că înainte spuneați des că nu puteți colabora cu primăria municipiului Călăraș. Acum s-a schimbat primarul. Cum merge această colaborare? Chiar că e o situație chiar foarte plăcută pe care pot să o spun astăzi. E o relație foarte bună cu primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce. Lucrurile funcționează. Acei oameni care ieri erau toți împotriva proiectelor dezvoltare ale Consiliului Județean și ale municipiului Călăraș, astăzi toți acei oameni din subordinea primarului sunt dornici să realizeze acele proiecte.
S-a schimbat stăpânul și văd că lucrurile funcționează mult mai bine astăzi la municipiul Călăraș. Mă bucur pentru acest lucru și sper să avem o continuitate 4 ani de zile ca tot ce înseamnă proiecte pe care cetățenii le-au spus în campania electorală împreună să le punem în practică. Și eu și primarul municipiului Călăraș, pentru că cetățeanul nu așteaptă gâlceavă, nu așteaptă lucruri care să nu se realizeze, așteaptă echipe de oameni care să se înțeleagă și ceea ce promit pe stradă sau promit în campanie electorală pe acele flyere pe care le-am distribuit, să le punem în practică. Vor oameni, lideri, care să fie clar convinși că ei, dacă au pus votul pe Iliuță, PSD, Dulce, PSD, înseamnă că proiectele sau dorințele lor se pune în practică. Asta înseamnă o reușită a unei echipe astăzi la primărie și la Consiliul Județean. Deci o colaborare bună. Foarte bună. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezență și vă aștept cu noi informații în curând. Și eu vă mulțumesc. La revedere. La revedere.